Da. Păi le-au urmărit destul de frumos și a prezentat așa de bine viața părintelui și activitatea părintelui lecției, încât noi doar vrem ca să ne bucurăm de lucrul acesta și să ne rugăm pe lecției ca să ne ajute ca în continuare să păstrăm și noi credința pe care am înțeles-o și de la adresul și de la alți părinții. Mi-am aduc aminte și de-a părinte mai înainte cum, de când am început să merg la mănăstire, așa, la aceste oaze povenicești. Așa a făcut, a fost la Dumnezeu, am întâlnit un tânăr care avea un obicei foarte frumos, a zis că e vara în vacanță, nu știu mergeam, și chiar și vacanță de iarnă sau în alte perioade, nu am dat iarnă, când mergi cu cineva și am ajuns la sticlă și părinții eram plini de noroi, de zăpadă, de uzi, de așa, de noapte. Atunci făceam toate perinarele acestea mai mult pe jos, foarte frumos. Erau... Și eu aveam obicei acel tânăr cu care m-am luat și eu. Mergea adeseori pe la mănăstiri, pentru că părinții cam certau că, deci, în care credeți de acasă, mai sunt vacanți, că aveau la fiind țăran și aveau acolo multe de lucru și de ne luau câțiva bănuți și aveau ceva acestea de a merge la o mănăstiri, lucra acolo la Cira, era foarte ascultător și m-am luat după el. Și așa am început și noi ca să mergem. Le-am văzut două, trei, le-am ceva de lucru, la strană era, înțeles că strană era, în primul rând, bucuria noastră, slujbele. Deci terminam acolo, primul rând, nu spune că mai departe. Așa am ajuns cu ajutorul Dumnezeu, după acel tânăr, ca să mergem și noi la acești mănăstiri. Și nu numai în Moldova. Pentru că aminte, erau două județe, atunci a fost mai multe, Neamț și Vâlcea. Am ales în Vâlcea, tot la fel, la Păsnei și celălalt. Iar aici, în Neamț, sunt frumos părintele acele pelerinaje care duceau împreună. Erau unele, un traseu foarte frumos, plecarea de la Măratic, Agapia, Agapia Veche, Sicla, Sfestia, Secu. Da. Și... Sau, din mersul la Secu, urcam la Procop, dar după altfel. Deci, părinții, într-adevăr, avea ceva deosebit. Fiecare avea ceva deosebit. Am învățat la cel tânăr ca să ascult la toți. Și așa, oriunde mergeam, erau și deschise mereu, în general, la mănăstirea de călugări, pe singuri. Acolo era mai bărbați, erau mai băieți, erau tineri, nu cunoșteam toți. Iar la mănăstirea de mai, și așa era rândea, la bărbații nu încă o mănăstire, decât afară, la poartă. Dacă și acum, o lună zile am fost iar la Gabia, și am urcat până acolo sus, m-am primat puțin prin mănăstire și mi-am lăsat în locul. Când spuneam mai de mult părinte, mă ține cu bilecterii acolo. Și am văzut iarăși acea clădire, dacă mergi la Gabia Veche, în dreapta unde la mine pe mănăstire, este o clădire mare și frumos. Arcondăricul, așa erau arcondăricul și la mănăstire. Și sunt și acum, dar mănăstire de mai și în afară, pentru bărbați mai ales, ca să rămân în afară mănăstire. Și acolo ne primeam părintele de bilecterii. Da. Da. Mă duc aminte și nu vreau să mă gândesc prea mult, era un dat cu un tânăr și treceam pe lângă o biserică unde era un părinte slujitor acolo și spunea dacă cer duce părinte numele, roagă Dumnezeu pentru noi. Noi credem că părintele Ierea și un loc acolo în Împărăția lui Dumnezeu, cu siguranță. Printre Sfinții noștri care nu sunt încă canonizați, că avem foarte mulți care nu sunt canonizați. Și nu mai cei din Moldova și în Tenia, Ștepsul Vâlcea, mai ales, Ștepsul Vâlcea era al doilea ștept să întrepeță, la care multe, multe locuri. Aceste pelerinaje mai la bine, îi făceam majoritatea pe jos. Erau și autobuze, dar era o plăcere ca să mergi câteva ore de la o mănăstire la altă pe jos sau în alte intersecții la strada principală, pe șapte, pe mergi pe jos, mereu ascultat, Moldova mai ales, ce frumos, acel buciu. M-am gândit foarte, foarte, foarte frumoase. Mulțumim Părintelui și la lumea Dumnezeu, dar îmi dau mai mult al povestirii și al
amintirii din lucrurile frumoase, care ne rămân într-adevăr niște lucruri dumnezeiești. Cred că oameni sunt iertate de părintele fierii de atunci și sunt acum sănătoase. Avem o bucurie așa. Mai ales după filocalie. Da, da. Așa, fiecare de părintele Cleopa avea un dar, cum a spus și părintele, vreau să vă spun doar o amintire. După ce noi ne-am părut în pașurile de neapărat, Dumnezeu a încercat ca și prin noi să urmeze alții. Și așa e întotdeauna în viață, urmează. Și când am ajuns la Bucureanu, la Dumnezeu, era la seminar cu, bineînțeles, cu putese mai mari decât ceilalți colegi, terminase liceul, pașurile, din timpul liceului. Mi-a plăcut, așa a fost chemarea, așa e 15 ani, când am făcut merg la mănăstiri. M-a chemat Dumnezeu, așa a fost. Și după aceea de ce o tână care, pe care l-am urmat și care m-a avut un exemplu foarte frumos și iubitor. Și mereu eu mergea la peste tot. Și ai ascultat pe toți colegii ani, în magazin acolo și mergeam mai departe. Când eram la facultate aici, la noi, la București, mergeam la timp foarte des. Când mergi dumneavoastră să mergem acolo, și acum se mai păstrează, că se mergem cineva, știu că e lucrul acela, lucrul i-a prins la Antin. Și erau acolo vreo câțiva studenți, de alte facultăți, la chimie, fizică și alte facultăți, care veneau și tot ispiteau cei care mergeau, nu mergeau numai noi la mănăstiri, mergeau și de la alte facultăți, numai cei la geologie. Și atunci, doi tineri, unul la fizică, la chimie, să trebuie și noi să mergem în modul ăla, puțin la județul Neamț, acolo am auzit. Eu m-am oferit, am mers pe aici și când am ajuns pe traseul așa, am oferit de foarte mult, la fel de Paisie, care, într-adevăr, avea un duc deosebit, vedeți, pe care erau puși sușoare. Și la chimie era să fie în loc. Erau oameni foarte curioși și atei declarați. Și nu vreau ca să se manifeste. Și Părintele Paisie, într-adevăr, îl înferia drept pe acolo, aici, tot puțin, nu care o cruceva așa, dacă nu Părinte Ion, că nu. Bucuria era pentru că acceptasem acel lucru, acel drum, să-l facem, pentru că știam Părintele Ion, pentru că le-a revist la Sfântia, Părintele Ion, acolo. Făceam cuvărâtul, în primul acolo, în Ierterico, așa, dar la Părintele Leopa jos la Sfântia. Părintele Leopa este ce a spus, după aia am dat Sfânt Galeri, Părintele Galeri. Părintele Galeri cu acel tact care lucrase foarte mult cu tine din lume și nu cei care veneau mereu la biserică, cei care nu care veneau la biserică, dar ca să întâlneau pe el, l-a luat foarte concentrat la chimie, că spunea, dar tu măcar omul ești, da. El a intrat cu cele o filozofie creștină, așa, dumnezeiască, și până la urmă, simplu. A închinat. Ne-am fost la fel de pe loc, pentru că vrea să mai stăm de numele pe care mi-e singur și gata, de fapt. Bine, nu intrăm prea mult la mănânt, nu ne-am putut asta. Mulțumim, Părinte, pentru ceea ce ați fost prezentat. Știi la tine, știi la tine, știi la tine, pe care să o știți. Și Dumnezeu să vă dărească, în toate asta. Doamne, așa. Mulțumesc. Fără să exagerez, Părintele Tănăsache a fost pentru mine atunci, era un cu armată făcută de la seama seminar. Cred că și primele, cele trei volume de document, tot făția ta mea, sunt teologia dogmatică a Părintele Stănimai. Am intrat la seminarul în 1978, când au apărut. Dogmatica, filocaliile, dogmatica și filocaliile pentru noi erau hrana noastră, realmente. Erau pâinea noastră, tot era de probleme ca să exagerăm. Dar mi-am gândit, era un grup de seminariști, au fost la facultate, care mergeau deci la închis peste tot și care se hrăneau din acestea. Parcă acum sunt mai lene și nu mai gândesc atât, dar când deschidem, studiați pe Sfinții Părinți, într-adevăr, e ceva ei. Dumnezeu, și o filocalie, mai ales, dogmații, pe un seminariști,